După ce a terminat la egalitate scor 2-2 prima partidă din această ediție de campionat cu Unirea Târlungeni, FC Zalău a mai scos o remiză, de această dată în deplasare cu Unirea Ungheni. Meciul din etapa a doua s-a jucat la Luduș, terenul din Ungheni fiind în renovare, însă acest aspect nu a defavorizat echipa gazdă, care a condus ostilitățile pe cazon în majoritatea timpului, cu excepția primelor 30 de minute care au aparținut sălăjenilor. Zalăul și-a creat câteva ocazii de a înscrie, cea mai mare aparținându-lui Andrei Bălan, care putea deschide scorul puțin după minutul 20, când lovitura sa de cap a fost scoasă in extremis de sub transversală. Jocul s-a echilibrat și gazdele au declanșat ofensiva la poarta Zalăului, Dichter trimițind în bară în minutul 31 după o centrare din corner. Unirea Ungheni s-a păstrat la fel de periculoasă și în repriza secundă, când a amenințat serios de mai multe ori poarta lui Gabor. Minutul 61 a marcat debutul oficial în tricoul zălăuanilor al lui Alin Budean, transferat în această vară de la Unirea Dej, mijlocașul intrând în locul accidentatului Mihai Bode. Finalul de meci a fost unul tensionat, antrenorul Zalăului Marius Pașca fiind trimis în tribune de arbitru după ce a protestat vehement la deciziile acestuia. Partida s-a încheiat fără niciun gol marcat, aceasta a doua remiză a sălăjenilor, aducând pe FC Zalău pe locul nou al clasamentului intermediar, urmând să întâlnească în etapa a treia pe teren propriu pe Sănătatea Servicii Publice Cluj.